24 de ani și sunt un brav cetățean al orașului Chișinău. Pentru astăzi am pregătit un discurs care se numește Baștina, motiv de mândrie sau de rușine. Răspunsul pare foarte simplu. Dacă vă întreb acum de voi ce este baștina, mândrie sau rușine, câți veți spune mândrie? Mă așteptam, nu m-ați dezamăgit. Însă să știți că tot noi, cei care ne mândrim, uneori facem niște alegeri, spunem niște cuvinte sau nu spunem niște cuvinte, care nu scot până la capăt în evidență mândria asta noastră cu baștina. Vă voi da un exemplu. Câți de aici din sală v-ați născut și ați copilărit la sat? Minunat. Acum vreau sinceritate. Câți dintre voi, măcar o singură dată, când ați fost întrebat de unde ești, ați spus denumirea centrului raional? Ce Pălești, Mărești, Soroca. Dar care e problema cu satul? Avem impresia că nimeni nu știe. Da. Exact. În asemenea răspuns am primit și eu în Alba Iulia, eram student la universitate. Un băiat îmi spune că eu sunt din Bălți. Îmi întreb cum îi străiește în Bălți. Dar nu, eu nu sunt din Bălți. Zic, păi și de ce nu mi-ai spus din start denumirea satului? Dar ce folos dacă tu oricum nu cunoști satul cu tare? Nu-ți va da nimic de numirea mea. Păi asta și-i problema. Eu nu-l cunosc. Dar tu problema asta poți să o rezolvi. Tu poți să mă faci să-l cunosc. Tu poți să mă faci să vreau să mă duc acolo, să-mi spui ce e frumos, o fântână cu apă dulce, bunelul tău care face vin de casă, bun. Și data viitoare, când eu voi merge pe șosea, voi vedea un indicator, voi ști că, uite, Sarata Veche, de acolo e Doina, sau Gel, sau oricare dintre voi. Sau măcar voi avea senzația asta, știți, vezi un sat și apoi câteva minute te gândești, păi de unde îl cunosc, ceva cunoscut, l-am auzit. Până și senzația asta e mai puternică decât ignoranța pe care noi o oferim atunci când evităm să spunem denumirea satului. Tot discursul ăsta, ca să înțelegeți, el pornește dintr-un caz aparte, care mi s-a întâmplat când eram student. Aveam 18 ani, eram în Alba Iulia, România. Era o zi obișnuită pentru studenți. 30 de oameni în aceeași cameră, seara târziu, aproape noaptea. Cum credeți ce făceam? Exact, studiam cu muzică dată la maxim, cu alcoolul deschis și așa mai departe. Și era acolo o domnișoară, nu-i mai țin minte numele, îi vom spune Ana. Ana era foarte frumoasă. Și eu am decis că vreau să o cunosc mai bine pe Ana. Desigur că am avut nevoie de câteva pahare de încurajare până am apropiat. Totuși, le-am băut, am venit. Și am găsit cea mai bună frază cu care se începe o cunoștință. Dar tu de unde ești? Nu i-am întrebat nici numele. Și Ana îmi spune, eu sunt din Chișinău. Mă gândesc, măi, și fai. Uite, eu tot sunt din Chișinău, deja avem un lucru comun, deja dialogul ăsta care a început prost pot să-l lungesc. Zic, dar de unde e din Chișinău ești? Ei, dar eu nu sunt chiar din Chișinău. Nu m-am mirat asta, pentru că un coleg de-a meu de cameră, când am întrebat de unde ești, îți spunea că e de la Botanica, dar el e din Sângera. Și nu că ar fi o problemă, Sângera e sectorul Botanica, dar am fost la dânsul acasă. El trăiește în Sângera, acolo unde dăm nici Sângera. Nu. Acolo oamenii nu știu că au trolebus prin sat, sau și asta trolebus, că lui e o atmosferă aparte. Știind informația asta, întreb pe Ana, zic, ok, cred că ești într-o suburbie, păi, de unde ești? Din Strășeni. Stăuceni? Nu, Strășeni. Zic, ok. Dar Ana era foarte frumoasă. M-am abținut să râd, am spus că, de fapt, da, Strășeni. 30 de kilometri de oraș. Practic suburbii, chiar ai dreptate. Dar să știi că mama mea e din raion, Strășeni, din Codreanca. Am multe neamuri acolo. Poate avem cunoștință comună. Comuni, ești din deal, din vale, Strășeni. Casă pe pământ, etaj. Păi eu nu sunt chiar din oraș, Strășeni. De unde ești femeie? Asta vreau să întreb, dar Ana era foarte frumoasă și... Spus, ești foarte misterioasă, știi? Îmi părea că acum și ajungem în Călăraș, în Gheni. No, bine, Iedineț. Dar nu din oraș, știi? Știi, peste graniță este Cernăuțul.
acolo este un sat, păi de acolo e mama, dar eu, până la capăt, am aflat că e din Bucovăț. 60 de kilometri de la periferia orașului Chișinău, practic putem spune că e din centru. Și m-am supărat atunci, știi, de fapt. Cu atitudinea asta, oare chiar satul ăsta drăguț Bucovăț chiar nu merita să fie primul, să fie menționat la început? Care era problema lui? Doar dacă te întreb cine este mama ta, tu îmi vei spune adevărul. Nu vei povesti despre o vecină care e mai fițoasă, care e mai gospodină, pe care o știu mai mulți și care ți-e mai confortabil. Îmi vei spune din start informația care e adevărată. Păi atunci de ce acel sătuc, drăguț, cu oameni frumoși, cu datinile lui speciale, nu merită să fie pus la început? Dragi membri ai clubului Toastmasters, ce vândem eu e să nu fim ca Ana. E simplu. Data viitoare, când vă întreabă cineva de unde ești, spuneți denumirea satului cu mândrie și demonstrați că baștina voastră este mândria voastră.